Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O veste proastă, oricum mai dau, Bruxelles-ul, de fapt nu, guvernul a solicitat oficial Bruxelles-ului să schimbe unele prevederi din PNRR și astfel să taie fonduri totale de 2,1 miliarde de euro din cele destinate României, o mulțime de bani. PNRR este Planul Național de Redresare și Reziliență, în fapt este o agendă de reforme și de investiții care sunt finanțate de Uniunea Europeană în valoare de aproape 30 de miliarde de euro. 29,1 miliarde. Da. Bani care sunt oferiți țării noastre ca să se modernizeze, ca să se dezvolte, ca să reducă decalajele față de țările dezvoltate din restul Europei. Planul a apărut în urma pandemiei și ar trebui să ajute România să recupereze pierderile economice și de dezvoltare provocate de restricțiile și de reducerile de activitate din vremea pandemiei de COVID. Asta este definiția. Acum, sunt multe capitole în PNRR. Fondurile acestea sunt date pe măsură ce țara noastră îndeplinește anumite criterii și demonstrează că a reformat un sector sau a început o reformă sau o reconstrucție într-un anumit domeniu sau a început dezvoltarea într-un anumit domeniu. Adică nu ne dau bani oricum. Uh-huh. Ca să facem o comparație, ca și cum cineva v-ar oferi o mulțime de bani deodată ca să vă renovați și modernizați completamente casa, dar banii ar veni numai dacă demonstrați că faceți efectiv ce trebuie făcut. Adică nu e pe vorbe, e pe fapte. Vrei să schimbi instalația electrică din casă? Ok, te finanțăm noi. Mă, dar până joi trebuie să încep lucru. Mă, cine n-ar vrea? Adică până joi mă apuc acum. Dăm banii, că mă apuc acum, fac ceva, mă duc, cumpăr cablu, mă descurc, găsesc pe unul, rezolv problema. Doar că statul român nu pare să se îndemne prea tare pe aici, pe acolo. Banii se iau cu emoții la fiecare tranșă, pentru că reformele și investițiile astea se fac mai greu decât ne-am fi dorit sau ne-am imaginat. Și acum la subiect. Ce e cu banii ăștia tăiați din PNRR? 2,1 miliarde de euro din cele 30 de miliarde, cum spuneam, reprezintă o ajustare a fondurilor totale care au fost alocate țării noastre ca urmare a creșterii economice mai mari decât cea anticipată în 2022. Adică, cu alte cuvinte, Uniunea Europeană spune că, din moment ce, fraților, ați avut creștere economică peste așteptări, înseamnă că ați și încasat mai mult la buget. Deci nu mai aveți nevoie tot de atâta, de tot atât de mulți bani europeni. Puteți acoperi voi diferența. Nu? Noi vă dăm niște bani, dar dacă voi vă dezvoltați mai bine, ok, atunci noi vă dăm, da, restul vine de la voi, nu? Asta, sigur. Așa ar trebui să fie dacă n-ar fi evaziunea, colectarea redusă, risipa banului public, pensiile speciale, umflarea aparatului bugetar, bătaia de joc la achiziții publice, sporurile nesimțite și așa mai departe. Dar Uniunea Europeană presupune că are de-a face cu un guvern responsabil. Aici e greșeala. Și nu de ieri de azi. Bun, în fine, dacă din PNRR trebuie tăiate 2,1 miliarde de euro, înseamnă că dispar banii aceștia de la unele capitole de dezvoltare a României, nu? Care sunt acestea? Și aici este o problemă, pentru că, citez din ce transmite economedia.ro, executivul a decis să taie granturi totale de 740 de milioane de euro pentru spitale existente și noi. Infrastructură prespitalicească, dotări pentru ATI nou-născuți și altele. Se mai taie cu 270 de milioane de euro finanțarea pentru împăduriri. Se taie finanțări de 95 de milioane de euro de la punctele de încărcare de vehicule electrice și 180 de milioane de euro de la pistele pentru biciclete. Și se reduc cu 400 de milioane de euro împrumuturile planificate pentru infrastructura de gaze din Oltenia. Toate dor fiecare ustură, dar cel mai tare din punctul meu de vedere ne lovește asta, 740 de milioane de euro tăiate de la construcția și modernizarea de spitale. Sigur că avem nevoie de piste de biciclete, dar ne mai descurcăm un timp și fără. Sigur că și panourile fotovoltaice și stațiile de încărcare pentru vehicule electrice sunt importante, dar mai supraviețuim un timp și fără. Dar fără spitale moderne murim. Și acum, de ce se taie de aici, de la spitale, și nu se taie din altă parte? Pentru că, citez, acestea prezentau risc de nerealizare. Adică erau niște proiecte care trebuiau făcute, cu alte cuvinte. Deci, deși Comisia Europeană a oferit 3 sferturi de miliard de euro
pentru construcția și modernizarea 6 spitale, mă rog, așa cum au cerut românii. Românii au zis, bun, și vrem bani aici ca să facem asta. Românii n-au reușit să se apuce de treabă la timp, în timp util, drept pentru care acum trebuie să renunțe la aceste fonduri, pentru că e risc de nerealizare. Și decât să ținem blocați banii, oricum, dacă oricum trebuie să tăiem ceva, tăiem de acolo, de unde oricum nu făceam. Dar vorbim de spitale și de infrastructură spitalicească și de secția ATI pentru nou-născuți. Totuși, e super frustrant că de acolo dispar banii ăștia. Comentând această situație, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat la Antena 3, citez, am înlocuit acele fonduri cu împrumuturi de la Banca Europeană de Investiții. Și în acest context, publicația de fapt.ro observă că totuși sunt unele diferențe. Citez din ancheta de fapt.ro. Există un acord de finanțare cu Banca Europeană de Investiții pentru construirea Spitalului Regional de Urgență Craiova, dar nu și pentru Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov, Spitalul Gerota din București sau Secția de Oncologie din Alba Iulia, care au pierdut finanțarea PNRR. Adică s-au luat niște bani în locul ăla, dar aparent nu pentru toate obiectivele care trebuiau construite sau modernizate. Pierdem de două ori, de fapt, odată că nu luăm și odată că ce luăm va trebui să dăm înapoi. Pentru că dacă fondurile din PNRR sunt nerambursabile, în mare parte sunt nerambursabile, în împrumuturile de la Banca Europeană de Investiții sunt totuși împrumuturi. Bani ce trebuie dați înapoi. Și acum, nu mi iese din cap comparația asta. Bă, dacă ți-ar da cineva, să zicem, 100.000 de euro ca să-ți faci casa, să-ți renovezi casa, dar ți-ar cere să te apuci și de treabă. Bă, acum m-aș duce și m-aș apuca să zugrăvesc. Acum m-aș duce să cumpăr vopsea aia, bă, îmi dă la 100.000 de euro, vii, mă, sunt sărac, n-am bani. Și vorba aia, mai caut un prieten. Da. Bă, hai mă să facem ceva, mă, că luăm banii ăștia. Nu văd entuziasmul ăsta, nu văd... Bă, să luăm, sunt 30 de miliarde de euro. PIB-ul României e 240-250 de miliarde de euro. Sunt o mulțime de bani. Bă, te dai peste cap să iei, faci ceva. Ce se întâmplă, nene? De ce nu? De ce nu este agitație? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.